Eu sunt, într-o anumită măsură, și un actor care se autoregizează, adică îmi place să-mi deconstruez lucruri, să-mi fac momente, să am o arhitectură a propriului rol. La Galați și în copilărie adora să citească. A decis în adolescență că vrea să fie actor, a intrat la actorie la Iași și la București și a decis să studieze la UNATC. Joacă la Teatrul Metropolis și Teatrul Dramaturgilor Români în trupa lui Victor Ioan Frunză. Pentru rolurile din Amadeus și Hamlet a luat premiul Uniter pentru cel mai bun actor în rol principal. A scris și a regizat două scurtmetraje, Offstage și Havana Cuba, primul dintre ele câștigând 7 premii naționale și internaționale, inclusiv la Festivalul de Film de la Varșovia. În prezent lucrează la primul său lungmetraj. Stop! El este Andrei Huțuleac. Te-am păcălit. Ce faci, Andrei? Te-am păcălit. Bună, da? Am vrut să fac o mișcare de balet, da? Dar nu sunt actor. Ești actor, nu. Și unde mergem? Suntem la Teatrul Metropolis. Mergem la Teatrul Metropolis. Da? Aici ești tu actor. Da. Da? Și mergem după aia la casa lui Tudor Arghezi și după aia la filmare. Hai, facem un selfie și mergem. Facem un selfie și mergem. Și mergem. Andrei, te-ai născut la Galați în 1990. Părinții tăi sunt medici. Da. Și iubesc teatrul. Da. Și te-au dus de mic la teatru. Câți ani aveai prima oară când ai mers? Habar n-am. Știu că n-aveam voie să intru în sală. Eram sub vârsta admisibilă, dar trebuiau ai mei să gireze cumva cu faptul că nu voi plânge în timpul reprezentației. Într-adevăr, eram foarte atent și nu mă cucerea treaba asta cu scena și nu plângeam, nu aveam nicio dramă când eram în sala de teatru. La teatru, mi-amintesc Steaua fără nume, un text care îmi place și acum și în care joc de altfel, dar mi-amintesc că l-am văzut copil, da, l-am văzut copil fiind în Galați. Din start m-a fascinat ideea asta, care mă fascinează și acum la textul ăsta, ideea unei femei superbe care apare de nicăieri în casa unui bărbat care altfel n-ar avea niciodată șansa să o întâlnească. Cel puțin să deschidem fereastra. Nu, vă rog. De ce? V-am spus, dă drumul de la cinematograf, trece lumea pe stradă și o să vă vadă. Și? La ora asta o femeie aici? La dumneata n-a fost niciodată o femeie? Doamnă, vă rog. Vrei să spui că nu primești niciodată? Sunt un om serios. O să mă întorc la perioada copilăriei mici, pentru că mi-ai spus când ne-am întâlnit noi o poveste drăguță cu tine la grădiniță. Eram coleg de grădiniță cu un băiat... Nu mi-amintesc numele, așa că nu o să-l spun. Și ne puneam să facem scenete în fața clasei. Aveam niște nasuri din astea făcute din hârtie, le puneam pe față și ne puneam să facem tot felul de comicării din astea. Probabil se prinseseră că suntem oarecum înclinați spre așa ceva. Îmi plăcea foarte mult de o colegă de grădiniță, foarte, foarte tare. Și într-o după-amiază, când ne-a pus doamna învățătoare să aranjăm scaunele prin clasă, să le punem în cerc ca să facem nu știu ce, am profitat de o trecere rapidă pe lângă colega asta ca să o pup pe frunte, așa. Am dat ca James Bond. Am prins-o. I-am dat socul. Și mi-amintesc cu groază, cu disperare, mi-amintesc figura ei dezgustată, tipică copiilor pentru care pupatul înseamnă bale, buze, umezeală, chestii, nu știu ce. Mi-amintesc privirea ei când am pupat-o pe frunte și am zis bleh! Ei, acest bleh! M-a marcat, așa, știi? Andrei, unde suntem? Suntem în curtea casei lui Tudor Arghezi. Așa, casa Mărțișor. Casa Mărțișor, da. Unde eu am mai fost doar o singură dată înaintea ta. La tine e prima oară? Da. Aici există mormântul cățelului pe nume... Zi tu. Zdreanță. Știu rima pe care o știe toată lumea. L-ați văzut cumva pe Zdreanță, cel cu ochii de faianță. Asta era cușca lui. Aceasta este cușca lui Zdreanță. Da, și aici este mormântul lui Zdreanță. Unde? Aici. Ai mormântul? Da, care nu e nimic, nu e macabru. Ai avut animale când erai mic? Am avut un papagal, Coco îl chema, care se urca pe degetele mele așa când făcea circ prin casă cu mine. Încă un papagal pe care îl chema Pif, un hamster. Poți să zici cum am murit fiecare, dar nu cred că vrei să știi e asta. E deja Zdreanța, aici ajunge, e prea trist. Prima ta experiență, mă rog, în fața unui public, să spunem așa, pe un
fel de scenă, că poate n-a fost direct o scenă. Ba da. În adolescență, nu? Ba când da, a fost direct o scenă, să știi. Spune, prima ta experiență cu scena, unde a fost? Nu știu cum s-a întâmplat, eram în 1-4 la Liceul Pedagogic din Galați, a intrat o profesoară care mie întâmplător, acum îmi amintesc pentru prima oară când vorbesc cu tine, că îmi plăcea un pic de ea. A venit și a spus că ar vrea să-mi dea să învăț un monolog din La Cireșe de Ion Creangă, pe care să-l spun în fața unei clase la care ea era învățător. Nu știu exact care a fost chestia. Uh-huh. Cert e că l-am spus acolo, l-am învățat, l-am spus acolo. A prins foarte bine și după aia l-am spus pe scena mare din amfiteatru Colegiului Național, din amfiteatru Liceului Pedagogic din Galați. Nu mai voiam să mă dau jos de pe scenă. Ce pentru făceai? Că stăteam. Oamenii aplaudau și eu, dinainte vreme, eram deja un maestru. Îmi puneam mâna la piept și mă plecam așa, ovații, ovații. După aia am început niște dansuri, mă învățase tata cum să bat surca, nu știu ce făceam eu pe acolo. La școală ce-ți plăcea? Cred că nu foarte multe, cu riscul de a te dezamăgi. Știu ce nu-mi plăcea. Nu-mi plăcea matematica, fizica, chimia, nu mă descurcam, nu înțelegeam, nu aveam chef de studiu. Sigur, am devenit pe rând bufonul clasei. Ai fost, da? Sigur, sigur că și da. Și-ți plăcea atenția, nu? Nu-mi plăcea atenția. Cred că a fost un mecanism de protecție. Așa, eram un băiat obez. Aveam, serios? Da, eram supraponderal și... tot timpul ca să evit miștourile astea cu bă grasule, bă îți plac chipsurile, îți plac pufuleții. O spuneam eu înainte și mă descurcam cu oamenii. Vorbeam, îi făceam să râdă, îi păcăleam, le deturnam atenția. Ce faci, Andrei? Bine, uite, vreau să-mi cumpăr cărți. Ce cărți îți cumpărai? Deci îți arăt mai multe chestii, da? Da. Nu-s numai cărți. Deci, asta e odată. Cartea Neliniștirea lui Fernando Pessoa. N-am citit-o, dar am auzit că e foarte bună. Uh-huh. Îmi plac poeziile lui. Și acum unde mergem? Acum mergem să-ți arăt guilty pleasure-ul meu de astăzi, din această librărie. Deci este chestia asta. Fii atent. Nu cred! E, de fapt, e un simbol al visării, al drumului către stele. Ești foarte priceput la înșiruirea cuvintelor și cum vorbești și când scrii. Îți plăcea literatura? E ceva ce ai cultivat la școală? Da, dar nu conștient, nu conștient. Citeam mult, am moștenit așa o dragoste pentru cărți. Bunicul avea o bibliotecă foarte, foarte mare. Era pasionat, printre altele, de istoria celui de-al doilea război mondial. Am epuizat perioada aia, m-am mai întors la ea așa din când în când. După aia am trecut la cărți despre... istoria filmului, Hollywood, da. Anii 20, anii 30, chestii... Și citeai biografii? Da, asta e și acum marea mea pasiune. Așa? Și Alfred Hitchcock, The Complete Films, asta cred că o să le iau astăzi. Le am eu, DVD. Păi și mi le dai, dar nu, este o trecere în revistă. Că nu sunt filmele pe DVD sau pe Blu-ray, Claudia. Oh my God! O să mai iau asta. 100 de idei care au schimbat filmul. Mihai Caramanu, un spion român în războiul rece. Tristan. Poate că e un subiect de film. Da, pe salat. Hai! Ai spectacol de seară, nu? Da. Ce joci de seară? Spune deasupra unui clip de cuci. În FNT? Da. Nu trebuie să fac nici aia! Nu trebuie să fac nici aia! Dă! Și dacă nu e bună de pe mine așa, te iau de... Santos McMurphy, psihopatul de înaltă tensiune! Ai scris pe blogul tău la un moment dat că ai luat 9.22 la capacitate, da. Și că erai foarte fericit și ai dat la un liceu, mă rog, cred că cel mai bun liceu, cel mai bun din Galați. Da. Galați. Am intrat la științele naturii, fizică, chimie, că mama cred că încă mai voia să mă facă medic. Știu că în perioada liceului ai lucrat. Făcea niște rubricuțe, da, la o televiziune locală. Am lucrat la o televiziune din Galați, care nu o să-i dau numele. Aveam, cred că, 14-15 ani. Nu o să-i dau numele pentru că nu m-au plătit pentru ultima lună de lucru. Eu făceam niște filmulețe pe net. Eram un vlogger avan la letră, așa. Vedeam așa ce fac americanii, niște seriale, copii care se filmau singuri prin casă și am început și eu să mă filmez singur prin casă. Am avut un oarecare succes provincial, în sensul în care mă știa tot Galațiu și făceam în fiecare dimineață la matinal câte un filmuleț pe tema matinalului. Și editai singur, nu? Editam singur, evident, într-un mod primitiv. Nu... Dar a fost așa prima întâlnire cu responsabilitatea asta. Adică trebuia să le predau duminică seara. Trebuia să predau filmulețele. Suntem la Metropolis. Da. Aici joci tu majoritatea spectacolelor. Da. Pe ușa asta intru la spectacolul Visul unei nopți de vară, la final, cu colegii mei. Ia să vedem. Ești meșter? Nu, sunt puc. Fă-ți trupul coardă, toarnă-ți foc în sânge și crâncen
Fie-ți ochiul în orbita, arată-ți colții. Uite, în spate, visul meu. Visul meu de vară, da. Aici e zbor deasupra unui cuib de cuci. Hai așa, să-ți le arăt pe toate. O scrisoare pierdută. Așa. Și Hamlet. Ai dat la un ATC, ai intrat din prima? Da. La clasa profesorului Doru Ana, profesori de grupă, Puiu Șerban și Ștefan Velniciuc. Nu știu de ce am senzația asta, că erai rebel în facultate, n-am vorbit cu nimeni, deși puteam să o fac. Nu știu dacă eram tipul rebelului, nu simt în mine chestia asta, dar sunt un om căruia îi place să facă ce vrea el, adică fără să spună cineva, fă stânga, fă dreapta. Dar e interesant că în teatru regizorul e șeful, e un fel de dictator. Așa e, mă obișnuiesc dacă... greu cu dinamica asta. Teatru, sigur, presupune o zonă de umilință, în sensul bun, productiv al cuvântului, în care trebuie să asculți de omul ăla care are o viziune. Ce-a mai însemnat facultatea pentru tine? Perioada aceea, poate că în afara ei. Știu că stați mult acolo în școală, dar în afara ei. În afara ei am cunoscut oameni care aveau vieți interioare similare cu a mea. Care cum era? Care era viața interioară a unui copil de liceu, student la științele naturii, care n-avea cu cine să împărtășească gânduri, lecturi și chestii de genul ăsta. Deodată eram toți în aceeași gașcă și voiam să facem aceleași lucruri. Când ți-ai dat seama că ești bun? E o întrebare capcană, că asta ar trebui să mă facă să recunosc că sunt bun. Eu am crezut tot timpul în talentul meu. Am crezut că sunt valoros. N-am avut mari îndoieli în ceea ce mă privește la capitolul talent. Am avut îndoieli la capitolul sunt oare eu capabil de atâta muncă? Sunt oare eu capabil să nu mă plictisesc de un lucru, fiind tipul de om care se plictisește foarte repede? Dar oare sunt și îndeajuns de ambițios să fac chestia asta? Și se pare că până acum am fost. Ai aflat lucrul ăsta intrând în trupa lui Victor Ioan Frunză? Da, intrând în trupa lui Victor Ioan Frunză. În 2015, cred. Deci acum vreo 4-5 ani. Și asta este sala? Asta e sala mică, da. Aici jucăm Hamlet, aici jucăm Colivia cu nebune, Amadeus jucăm aici. Îmi place mult sala asta, pentru că e foarte aproape așa de public. Nu ți-e frică pe ea să joci și mai deschis, mai teatral, dar te ajută și să joci și intim când e nevoie. Spuneai că debutul l-ai avut aici, în Metropolis? Debutul am avut aici, la Metropolis. Da, asta era înainte, nu? Înainte, da. Chiar în anul 2 de... în anul 1 de master, cred, sau în anul 3 de facultate, am jucat într-un spectacol aici, la Sala Mare, care se numea Spitalul Comunal, de Hristo Boicev, în regia lui Felix Alexa, cu Valentinu Ritescu, Răzvan Vasilescu, Marius Manole, Marius Stănescu, și eram așa foarte excedat, pentru că era prima oară când urcam pe o scenă profesionistă cu actori mari despre care auzisem. Vreau să-ți arăt o poză din teatrul ăsta cu mine la debut. Iată-mă! Iată-l pe Andrei. Andrei tânăr. Câți ani aveai? Păi, cred că 21-22, habar n-am. După primul an de master am intrat în trupa lui Victor Ioan Frunză și... Unde ești acum? Unde sunt și acum. Care are foarte multe spectacole. Câte spectacole ai? Luna asta 28, dar un sfert la Teatrul Dramaturgilor Români, 3 sferturi aici. Ai 28 de spectacole în 30 de zile? Da. Da. Și supraviețuiești? Da, bineînțeles, dar asta e meseria mea. Păi bine, măi, dar în fiecare zi? În fiecare zi. Păi, între da, nu, care de asta ai m-am Hamlet, ai Amadeus, ai Zborul, ai roluri grele și spectacole lungi. Da, prefer să le privesc ca pe niște șanse decât ca pe niște corvezi. Dar asta e meseria, pentru asta m-am apucat. N-aș vrea să mă fi apucat de ceva ca să am timp liber. Ce crezi că a dezvoltat și pur și simplu a potențat în tine? Responsabilitate. Da. Am devenit un om mai responsabil. Nu eram un om foarte responsabil. Ca orice alt lucru și munca, ca să poți să o faci, îți cere un exercițiu. Trebuie să ai o igienă, o rutină a muncii, o rutină bună, pe care eu nu o aveam. Avem o rugăminte. Eu sunt Castor. Polus! Și e Polus. Castor și Polus. De ce nu intră și celălalt să facem o discuție inteligentă? De ce nu intri și tu, mă, că doamna e prietenoasă și inteligentă? Când ai fost ales să joci pe Hamlet, tu te-ai autopropus? Da. Nu, asta nu se întâmplă. Am citit, nici nu mai știu cum a fost exact, am citit piesa și s-a făcut o distribuție. Nu se întâmplă niciodată asta. Știți, vreau eu să joc asta. Mi-am dorit toată viața. Păi nu, dar e un rol dar pe care... Dar în primul rând că nu mi-l dorisem toată viața. Nu. Nici un rol nu mi l-am dorit toată viața. Nu?
Nu, n-am. Mi se pare genial. Asta e cartea mea și stă pe noptieră pentru că mi se și pare genial. Și se asortează cu bluza. Da, mulțumesc, Andrei. Care este pasajul, fragmentul tău preferat din Hamlet? Aici am mai nimerit că, uite, mă surprind și eu că știu să-ți răspund la fix la întrebarea asta. Îmi place foarte mult monologul lui Hamlet care urmează unei repetiții pe care o are cu actorii din trupă. Genial. Și în care se întreabă, nu este monstruos ca un actor ca ăsta ce suferă de formă doar pe o scenă să-și tortureze sufletul până într-atât încât obrazul sub să-i se îngălbenească, să aibă ochii în lacrimi, cioburi în glas și întreaga făptură întrupată în idei și asta pentru ce? Pentru nimic. Și șocul ăsta al unui om că un actor într-o situație virtuală poate suferi mai mult pentru un lucru decât simte omul, civilul, că suferă în viață, mi se pare o temă foarte interesantă, pentru că și eu sunt un om care în viață sunt destul de non-emoțional. Monologul lui Hamlet e aici. Stai jos aici, monologul nu? Monologul Hamlet, da, stau aici jos și mă uit la oameni și dacă nu le sună telefoanele sau nu foșnesc. Vorbești cu unul dintre ei? Vorbesc cu toți. Mi se pare că vorbesc despre niște lucruri foarte logice, de fapt, și despre niște probleme care ne aparțin tuturor. Și se vede că oamenii înțeleg în anumite seri, înțeleg despre ce e vorba, până la urmă, în acest monolog, a fi sau nu fi. În ciuda mitizării lui, nu e o filozofie. Este un om care se întreabă dacă e mai bine să trăiești sau să nu trăiești. Jignirea adusă numelui de om, durerea dragostei neîmpărtășite, dreptatea sublumată, trufia funcționarilor, obrăznicia autorităților, disprețul pentru oamenii de bine al celor care stau la cârma țării și atâtea palme îndurate de cei mai vrednici, de la cei nevrednici, ce om ar sta să îndure toate astea când singur ar putea să-și facă seama multe. Pentru Hamlet și Amadeus ai luat premiul Uniter, pentru cel mai bun actor în rol principal. Cum e cu premiile astea? Păi ca orice alt lucru, tu te bucuri să primești o cutie de ciocolată fără să o fi cerut, te bucuri, primești, mănânci, mi-aduc și o temă nouă de gândire, anume să nu mă las influențat de ele, să nu le las să mă facă să devin, nu știu, autosuficient. Spuneai că ți-e greu să înveți texte. Cum înveți textul, Andrei? Foarte greu. E o problemă de concentrare. Eu sunt un om care se concentrează greu. Sunt un om căruia îi se deturnează atenția foarte ușor. De asta fac o paranteză. Într-o anumită măsură mi-a fost foarte ușor să lucrez film, să scriu și să fac film, pentru că acolo nu faci niciodată mai mult de 10 minute același lucru. Acum vorbești despre distribuție, după aia trebuie să alegi niște direcții pe partea de imagine, după aia trebuie să rescrii textul. Ce se întâmplă, Andrei? Ai un cabinet veterinar? Un cabinet veterinar, puțin de scena asta. Pot să zic despre film în ansamblu, că este un film care implică și un animal, adică un câine mai exact. Aici suntem în partea din film în care câinele a murit. El e butaforia noastră, e câinele nostru mort. Și e greu? E greu că am pus niște pietre în el. E ultima zi de filmare. E ultima zi de filmare, da. Te-ai încadrat în timp? M-am încadrat în timp că n-am avut de ales. Că am avut buget puțin și a trebuit să fiu foarte, foarte organizat. Deci filmul e autobiografic, da? Nu, deloc, deloc. Eu n-am fost câine niciodată și nici nu am câini. Deci este o ficțiune. Este o ficțiune. Chiar este despre un câine? Este și povestea unui câine, dar câinele e un pretext așa pentru desfășurarea acțiunii. E o poveste tragică despre epoca internetului. Îți place să scrii scenarii de film și îți place să regizezi. Am început să scriu acum vreo câțiva ani dintr-o nevoie de a încerca să redau pe ecran lucruri pe care consideram că nu le văd atât de des în filmele românești ale perioadei respective. Am făcut un scurtmetraj care a avut un traseu destul de norocos, Offstage se numește, după aia am mai făcut unul și Havana Cuba. Care am văzut că merge la mai multe merge la trei nu? Festivaluri foarte importante în toamna asta, da, și mă bucură foarte tare. La Cotbus odată, da, da. La Montpellier și la Varșovia, care este un festival unde am luat premiu acum 4 ani cu Offstage și este un festival Oscar Qualifying, ceea ce înseamnă că după ce iei premiu acolo te poți înscrie în cursa pentru Oscaruri. E sigur mai mult un wishful thinking, dar e plăcut să vezi că poți să trimiți un plic cu stick-ul de memorie cu filmul pe el către Academia Americană. Producția când a început? Producția a început cu vreo 2 luni jumate înainte de filmarea propriu-zisă, adică undeva din mai, dar eu lucrez cam din noiembrie anul trecut, așa. Și bugetul ai
strâns atât de repede? Da, pentru că avem o finanțare de la CNC, de la Centrul Național Cinematografie. Am câștigat concursul de debut. Când da. E gata filmul? Filmul ar trebui să fie gata undeva în vara, toamna anului viitor. A, repede! Nu-mi place să stau degeaba, că viața mea trece repede și vreau să fac cât mai multe. Deci da, repede și bine. Hai să vedem, colegi! Deci ea a fost la supermarket, a luat câinele, a venit aici și cred că aici e nici emoție, nici neemoție, știi? Cred că este, i-a pus efectiv câinele în brațe. La film e foarte importantă, a fost foarte importantă pentru mine perioada de preproducție în care am stat cu directorul de imagine și cu scenograful și am desfăcut tot filmul ca atunci când ajungem pe platou de filmare să știm exact ce trebuie să facem, unde punem camerele. Bine, ar trebui să fie ceva simplu, nu? Cu un stop, Costi, să nu mai facem nicio mișcare suplimentară, nu? Da, ia să rămân. Bine, ar trebui să ieși, să stai și noi o să tăiem, știi? Doar ieși să nu mai ieși. Stop! Cam greuț. Mă gândesc la așa ceva, știi? Să-l ții așa. Cumva, nu știu cât de lungă ai mâna. Mm-hmm. Bun, let's see. Încă una, mai facem una. Stop. În ce fază e filmul acum? Filmul este în faza de montaj. Suntem așa aproape de terminarea primului draft de montaj, dar mai e drum lung până la premieră. Niciodată nu-i destul de bine pentru tine care ești în afară și vezi totul și vrei să fie totul cum e în capul tău, dar realitatea e că e un film pe care îl gândești, un film pe care îl filmezi și apoi un film pe care îl editezi. Sunt trei filme separate. Niciodată nu e conform cu ce ai în cap, de fapt. Cum e când joci în filme? Joc destul de rar, prea puțin. N-aș ști să explic exact de ce, dar am câteva teorii. Nu m-am potrivit foarte bine în ultimii ani cu programele de filmare. Neprimind roluri foarte mari, de multe ori am ratat filmări și din cauza asta, pentru că n-am putut să fiu în ziua cu tare, la ora cu tare, unde mi s-a cerut să fiu. Dar am făcut niște filme unde m-am simțit bine. Am făcut, cred că unul din primele pe care le-am făcut a fost Sunt o babă comunistă a lui Stere Gulea. Ce am mai făcut? La Vlad Păunescu am filmat în debutul lui live, acum vreo 4 ani, cred. Vlad Păunescu mai face acum un film la care o să filmez în luna noiembrie. Am jucat mai puțin decât mi-aș fi dorit într-un fel sau altul, dar dorința asta mi s-a estompat odată ce m-am apucat să fac eu film, pentru că acum îmi doresc să fac eu film. Nu pot să spun că visez să-mi dea cineva să joc mari roluri în film. Tu spuneai că încerci să trăiești ca un om normal și că încerci să ai activități care te fac pe tine să fii bine cu tine ca să fii bine în teatru. Da. Ce faci? Îmi place să merg la escape room-uri. Mergeam ca să facem recorduri. Cu colegii de la teatru. Uite, cu Corina, e cea mai bună parteneră de escape room ever. Cu Alex Pavel, cu Carol, dar Carol s-a retras din industria asta. Și cam atât, cam ăștia mergem. A, și cu Sorin Flutur. Am mai fost, dar mai rar. Se termină emisiunea și îi întreb pe toți invitații mei dacă ar avea să le dea un sfat tinerilor care vor să facă meserile lor. Ce ai fi vrut tu să auzi la 17 ani? Cred că m-ar fi ajutat dacă cineva mi-ar fi spus că trebuie să-mi cenzurez idealismul. Toată energia acelei vârste investită doar în visare este o investiție energetică nereușită dacă ea nu se concentrează și asupra aspectelor concrete ale felului în care ajungem să împlinim visul. Cam atât pentru astăzi. Andrei este un actor extrem de talentat și cu un simț al realității foarte bine conturat. Mergeți să-l vedeți la teatru. Sper că v-a plăcut și pe data viitoare. Vă pup!